Firească unire cu patria umană a fost cel mai sfânt ideal. Firească unire cu patria umană a fost cel mai sfânt ideal. Cântecele patriotice păstrate din generație în generație au răsunat astăzi la Liceul Tehnologic Dr. Ion Șenchea. Elevii împreună cu profesorilor au pregătit mai multe momente dedicate Zilei Naționale a României. Deoarece Ziua Națională anul acesta este la 1 decembrie, duminica, copiii duminica fiind liberi și sper să fie toți în fața cetății, că am înțeles că acolo se sărbătorește pe municipiul Făgăraș Ziua Națională, totuși am zis să facem și noi o mică manifestare artistică. Copiii au pregătit niște cântece patriotice, o poezie deosebită și să facem o mică sărbătoare chiar în avans pentru a marca acest eveniment deosebit din istoria poporului român. Eu am recitat o poezie, se numește Oda Ostașilor Români, de Vasile Alexandri, în care ne este prezentată istoria țării noastre, de 1 decembrie. Noi am cântat minunatele cântece patriotice pentru a sărbători Ziua României. Treceți batalioane române Carpații și Toardeal. Pe lângă cântecele și poeziile pregătite de câțiva elevi, au fost prezentate mai multe informații despre semnificația acestei zile în istoria neamului. Înalță-ți lata frunte și caută în jur de tine, cum stau ca brazi în munte, voiniștu-te de mii. Un glas îi mai așteaptă și sar ca lupi în stâne, bătrân, bărbat, jun, tine, din munți și din câmpii. În oraș, pregătirile pentru Ziua Națională sunt pe ultima sute de metri. Programul dedicat acestei zile a fost finalizat, iar astăzi angajații primăriei au arborat steaguri pe principalele artere ale orașului.